Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire a, a zilei. Să vedem de data aceasta pentru ziua de duminică, 22 ianuarie 2023. Să vedem a, spre ce ni se va îndrepta atenția, a, ce ne vor, a, spre ce ne vor călăuzi pașii aceste cărți a, minunate. Da! Iată că prima carte în etalare, dragii mei, este aceasta cu numărul 37, așadar numerele 3, 7, 10 sau 37 pot avea o semnificație deosebită pentru tine în această zi frumoasă de duminică. Și iată că primul mesaj care vine, vine din partea ceacrei a treia cu arhanghelul Camuel ca fiind reprezentantul acestei ceacre. Uh, când vorbim despre ceacra a treia, vorbim despre legătura cu Universul, despre uh, energia pe care o canalizăm, spre dorințele noastre, spre aspirațiile noastre, despre aceste uh, dorințe pe care noi le avem și pe care le nutrim în orice moment. Pentru că este important de amintit, uh, în momentul în care noi uh, avem aceste dorințe, să știți că ele sunt în... Uh, în rămân acolo în subconștientul dumneavoastră, și nu numai atât, dar ele se pot citi în aura dumneavoastră. Prin urmare, dacă este cineva cu ce știu eu, cu acuități parapsihologice, ar putea să vadă aceste dorințe pe care voi le aveți înscrise clar în aura dumneavoastră. Practic, cum ar veni, purtăm dorințele noastre după noi, da? indiferent că le avem în minte sau că ne detașăm de ele. Ele sunt acolo creionate pentru noi și pentru destinul nostru și, bineînțeles, că la un moment dat sau altul, Universul alege dacă să le manifeste în viața noastră sau nu. În funcție de veleitățile noastre, nu de a manifesta. Da, dragii mei, această chakra a treia vorbește în primul rând despre relația pe care noi o avem cu universul, cu lumea înconjurătoare. Prin urmare, dacă, dacă simțiți vreodată vreo durere așa în capul pieptului sau da, o apăsare așa acolo, să știți că nu vă doare stomacul, dragii mei, este pur și simplu un blocaj la acest nivel al chakra a treia care vorbește despre faptul că voi nu sunteți tocmai bine uh, cu uh, lumea în care trăiți. Uh, în, în alte cuvinte, vreau să spun că este foarte important să avem uh, grijă de acest aspect, să fim bine noi cu uh, oamenii din jurul nostru, să lăsăm loc de bună ziua și, mai mult decât atât, să nutrim sentimente de bine. Gânduri de uh, bine față de oamenii din jurul nostru, pentru că uh, atunci nu vom avea uh, parte și noi la rândul nostru decât de uh, bine din partea acestui univers. Indiferent ce ni se pare nouă, într-un moment sau altul, dacă respectivul ne bârfește sau că cine știe ce a spus despre noi, noi este bine să mergem înainte pe linia noastră și să ne păstrăm această direcție pozitivă. Uh, și următoarea carte, iată, vine din partea îngerașilor Grace și Antoinette, care îți spun Pentru a putea vindeca această situație, privește cu compasiune punctul de vedere al celuilalt sau al celeilalte Da, iată că uh, această carte vine pentru aceia dintre voi care au de luat o decizie, mă gândesc, în primul rând Și uh, în luarea acestei decizii nu pot să țină cont numai de părerea lor Adică, probabil că mai este cineva care este implicat în mod direct de luarea acestei decizii, și atunci ar trebui sau ar fi corect din partea noastră să consultăm și acea persoană. Fie că este partenerul nostru, fie că este mama noastră, fratele, sora sau tatăl, sau cine știe cine din familie. Da? Uh, pentru că de cele mai multe ori aceste decizii se. <coughs> se iau uh, unidirecțional, ca să spun așa, adică de, o sing de către o singură persoană, iar în momentul în care apa, apar efectele acelei, acelei decizii, uh, cu părere de rău apar uh, și distorsiunile de la nivelul familiei da? sau al relației respective din cauza faptului că persoana a doua nu a fost consultată. De aceea, pentru a prevedea aceste lucruri, pentru a le preîntâmpina, Iată că este bine întotdeauna să ne consultăm și cu această persoană din viața noastră, care este, nu, la fel de importantă ca și noi. Și să vedem mai departe uh, un gând, dragii mei, care v-ar putea însufleți în această zi minunată de duminică. Da, iată că acest mesaj vine către tine. Ascult cu dragoste mesajele corpului meu. Corpul meu se îndreaptă întotdeauna spre o sănătate optimă. Corpul meu vrea să fie întreg și sănătos cooperez și devin sănătos, sănătoasă, întreg, întreagă și complet sau completă. Da, este foarte important, iată, modul în care noi gestionăm și relația pe care o avem cu corpul nostru, pentru că, de ce nu, este foarte important acest mijloc de transport al, pe care l-am ales, nu, pentru a avea această viață pe pământ. Se știe că uh, acest corp al nostru care ne-a fost dat la naștere este ca un vehicul pentru noi care ne ajută să venim în relație cu ceilalți oameni din uh, viața noastră. Uh, și iată că modul nostru de a coopera cu acest corp, de acest mod, uh, depinde fericirea noastră și starea noastră de bine. Da? Pentru că dacă tu decizi că vrei să ai un corp armonios, un corp sănătos, un corp care să fie întreg, atunci în mod sigur așa va fi. Să vedem mai departe și două cărți din tarot. Iată că prima carte care vine în etalare, dragii mei, este Cinciul de Băte. Se pare că cineva în această zi este într-un haos de nedescris, ca să zic așa, uh, are sentimente care se, uh, se contrazic unul pe, cel, unul pe celălalt, uh, gânduri de asemenea care vin în contradicție unul cu celălalt, uh, nu mai știe încotro să o ia, uh, nu mai știe ce să gândească, ce să spună, nici atât. Dacă tu ești acea persoană în viața ta, uh, dragul meu sau draga mea, dacă în viața ta se întâmplă acest haos, această dezordine și nu, nu poți avea o anumită ordine în ideile tale sau în gândurile tale sau în sentimentele tale, poate că ești dărâmat sau dărâmată după o anumită despărțire în viața ta, poate că ceva s-a întâmplat de curând în existența ta care ți-a dat așa totul peste cap, tot sistemul de valori. Atunci, da, se poate să te confrunți cu această dezorganizare, cu această deziluzie în viața ta, cu acest haos, da? cu acest conflict interior, că despre asta este vorba. Iar acest conflict interior, mare atenție să nu trezească monștrii la nivel exterior, da? pentru că din cauza faptului că ești supărat, s-ar putea să fii foarte repede agasat sau agasată, foarte repede să te simți agățat sau agățată de către cineva care poate nu are nimic cu tine, dar poate că la vorbele lui vei sări așa ca ars sau ca arsă și vei trezi din nou motiv de ceartă. Da? Așadar, mare atenție la modul în care ă, gestionezi nervii, stresul și așa mai departe. Toate aceste emoții mai puțin pozitive prin care treci. Și următoarea carte, iată, este acest patru de săbi. O carte care ă, anunță o perioadă în care este mai bine să stai tu cu tine însuți, tu cu tine însăți. De ce? Pentru că ai nevoie să-ți refaci structura fizică, structura... Psihică, structura spirituală, de ce nu? Pentru că, după cum am spus, ai parcurs o perioadă mai dificilă, o perioadă în care poate lucrurile nu au ieșit așa cum ți-ai dorit, ai avut de-a face cu multe suișuri și coborâșuri, și cu multe conflicte, cu multe piedici în viața ta, astfel încât la un moment dat ai început să te întrebi dacă mai merită să mai faci ceva. Pentru tine sau pentru viața ta. Dar, dragul meu sau draga mea, întotdeauna merită să mergi înainte, numai că trebuie să fii uh, întreg sau întreagă, da? Adică trebuie să merite să faci pașii uh, înainte, trebuie să știi de ce îi faci și așa mai departe, da? Să fii motivat cu alte cuvinte sau, sau motivată. Iată că ai nevoie să uh, petreci acest timp în solitudine uh, pentru a afla, poate, unele răspunsuri la unele întrebări pe care ți le adresezi în această perioadă. Uh, poate că ai întrebări referitoare la viața ta, referitoare la scopul acestei vieți ale tale sau uh, referitoare la o persoană din viața ta care. Uh, Poate mai este cu tine sau poate a plecat din viața ta. Indiferent cum ar fi, petrece acest timp cu tine și afla acele răspunsuri pentru că ele sunt foarte aproape de tine, sunt de altfel chiar în interiorul tău. Rămâne doar să-ți asculți intuiția și le vei afla. Și să vedem mai departe o carte din oracol, dragii mei, Iată că au ieșit două mesaje, o să le iau pe amândouă. Nu lua decizii bazate pe vină sau pe ceea ce crezi tu că ar trebui să faci, pentru că doar fiind adevărat pentru tine însuți sau pentru tine însăți, atunci vei fi adevărat și în fața celuilalt sau a celorlalți. Da? Prin urmare, mare atenție la uh, modul în care gestionezi gândurile, sentimentele tale și mai ales locul de unde uh, îți iei deciziile. Da? Să fie dintr-o convingere fermă, să nu fie bazate aceste decizii pe vină sau pe alte sentimente destructive, pentru că, uh, pentru că adevărul, uh, adevărul tău va sta în fața celorlalți care vor trebui și ei să te creadă și următoarea, următorul mesaj închide ochii și uh, spuneți că meriți să fii vesel, să fii fericit sau fericită. Uh, poți îngădui bucuriei să intre în viața ta indiferent de circumstanțele în care te găsești în acest moment. Uh, da, dragul meu din, sau draga mea din nou uh, apel la modul în care te simți, la da, la, uh, la te simți bine în momentul prezent. Pentru că acesta este lucrul care contează cel mai mult. Am spus-o și o repet: cei mai mari gânditori ai lumii tot repetă același lucru, și anume că este foarte important să fim atenți în fiecare moment la modul în care ne simțim, pentru că de acolo derivă totul. De aici derivă modul în care noi putem să creăm ceva pozitiv pentru viața noastră. Și iată, acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte talări pe viitor. Toate bune!